Un adevărat maraton de cultură a durat sâmbătă până după miezul nopții și a oferit iubitorilor de artă mai multe momente speciale. De departe, centrul atracției a fost reprezentat de redeschiderea expoziției permanente de artă contemporană românească Ion Popescu Negren. Am convenit ca acest eveniment din viața muzeului să fie circumscris acestei mari sărbători, vă ziceam, la nivel european, tocmai că lumea știe foarte bine despre acest eveniment și atunci am avut dreptate în presupunerea noastră că și vizitatorii noștri vor fi mult mai mulți în această seară și de aceea, vă ziceam, am convenit ca această zi să o combinăm cu această deschidere și, mai bine zis, vă ziceam, redeschiderea porților Muzeului Județean Olt cu expoziția de artă plastică contemporană românească, care expune în vreo 10 saloane aproximativ 150 de lucrări de artă plastică, sculptură, pictură, grafică, ale unor maestri ale picturii românești și ale artei plastice românești, cu spot luminos pregnant pe creația celor din Județul Olt. În ciuda ploii torențiale de la începutul programului, pregătit de conducerea Muzeului Județean Olt, sute de slătineni au luat cu asalt în special sediul instituției. Cu toții și-au dorit să redescopere frumusețea operelor lăsate moștenire de Ion Popescu Negren, unul dintre cei mai valoroși pictori olteni. Până acum am văzut niște costume populare. Ai vizitat secția de etnografie? Încă nu, dar o să o văd. Și ce ți-a impresionat cel mai mult? Mi-a plăcut vechimea pe care o aveau acele exponate și faptul că încă s-au întreținut foarte bine. Am venit pentru că mi se pare ceva unic, care ne inspiră că Oltul și Slatina în general au o valoare mare și au un tezaur al frumuseților de ascuns și mi se pare că n-avem nimic de pierdut atâta timp cât admirăm niște opere atât de prețioase. Fiind voluntar, interacționez destul de mult cu vizitatorii, îi primesc de obicei la etnografie, sunt destul de mulți copii, sunt interesați și acesta este un lucru excelent, deoarece în zilele noastre mai puțini apreciază aceste lucruri. Noaptea Muzeelor este evenimentul anual cultural patronat de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor. Cu ocazia acestui eveniment, numeroase muzee, în parteneriat cu diverse alte instituții de cultură, își deschid liber porțile simultan și gratuit până târziu în noapte. Primul eveniment de acest gen s-a desfășurat în anul 1997 în Berlin.